la un recurs la criteriile de la Copenhaga și am primit un răspuns foarte ciudat, conform cărora criteriile de la Copenhaga se aplică doar statelor candidate. Dacă e stat membru, nu se mai aplică. Noi am fost absolut șocați în Comisia Petiției să aflăm așa ceva. Am 4 vorbitori pe listă, însă lista rămâne deschisă. Domnul Boștinaru, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și aș dori să mulțumesc foarte mult distinșilor profesori pentru contribuțiile și clarificările aduse, care, în umila mea opinie, sunt mai importante decât declarația doamnei Reding. De ce spun acest lucru? Ei bine, contribuțiile noastre confirmă faptul că astăzi decalajul dintre principiile noastre politice, legislația europeană, tratate sau Carta Drepturilor Fundamentale și realitățile din statele membre, e bine, această discrepanță, acest decalaj este foarte mare, alarmant de mare de multe ori. Această situație trebuie să fie remediată în beneficiul cetățenilor europene, mai ales în contextul crizei actuale, după cum spunea domnul profesor. Singura instituție care poate interpreta legislația și Constituția numai pe teritoriul Uniunii Europene este Comisia de la Veneția. În ultimii 2 ani, Parlamentul European s-a confruntat cu cel puțin 3 caze majore de încălcare a cartei, în opinia noastră, însă noi am fost contraziși de Comisie. Unul se referea la libertatea media în România, unul se referea la noua lege privind libertatea media în Ungaria și, în al treilea caz, Constituția Maghiară. Și de fiecare dată, Comisia Europeană ne-a spus, ne pare rău, nu putem interveni, de competența noastră ține doar aplicarea cartei în momentul în care se transpune legislația europeană în norme de drept intern. Însă, în cazul Constituției Maghiare, Comisia de la Veneția a spus în martie acestui an, în avizul lor 614, că în conformitate cu articolul 51 aliniatul 1 din cartă, dispozițiile acesteia se aplică doar instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii, respectând pe deplin principiul subsidiarității și doar în proces de punere în aplicare a legislației comunitare. Însă Comisia de la Veneția, la aliniatul 25, spunea că tratatul de la Lisabona, în articolul 25, dă cartei aceeași valoare juridică ca și cea de care beneficiază tratatele. Asta înseamnă că această cartă, inclusiv dispozițiile generale de la capitolul 7, are efect direct în statele membre și are prioritate asupra legislației interne care vine în conflict cu ea. Acum aș dori să întreb pe distinții profesori să clarifice acest aspect. Când se aplică această carte și când poate fi interpretată ca o declarație politică doar? Doamna comisar Reding face uneori acest lucru, pentru că noi dorim ca această carte să fie respectată și Comisia să reacționeze.